Aș vrea să vă întreb ce ați face, cum v-ați simți dacă într-o seară, într-o noapte, ați vedea o mână care scrie pe peretele dormitorului dumneavoastră? On the wall. Ar fi într-adevăr ceva deosebit de îngrozitor, nu așa? Americanii au o vorbă, can't you see the writing on the wall? Nu vezi că judecata stă să vină peste tine? Noi nu avem asta, românii, noi spunem: Ți s-a încărcat carul. Dar ceea ce ați văzut pe clipul acesta este, de fapt, scris în Cuvântul lui Dumnezeu. Și această vorbă, can't you see the writing on the wall, de fapt, este scrisă în Cuvântul lui Dumnezeu. Nu este o poveste, nu este o legendă, ci a rămas înscrisă pe paginile Bibliei datorită unui eveniment ce s-a întâmplat un eveniment autentic. The place is Babylon. Locul în care a avut loc aceasta este Babilon. Babilon a fost o cetate extraordinar de frumoasă. Am rugat-o pe Cami să ne pune câteva imagini cam cum arăta Babilonul în vremea aceea. În vremea acestui împărat, nebucat este cel care a dus Babilonul probabil să fie la, cea mai, la culmea cea mai mare la care a fost vreodată, probabil cel mai frumos oraș. Despre Babilon ni se spune că erau grădinile suspendate de Hanging Gardens, una dintre cele șapte minune ale lumii antice. Babilon era extraordinar de bine fortificat. Zidurile lui erau 60 de maiele în circunferință. Ziduri înalte de 300 de fit și late de 67 de fit așa încât patru care de luptă puteau să treacă una pe lângă alta. Era ca un freeway cu four lanes, cu patru benzi, două pe o parte și două pe cealaltă. Extraordinar pentru secolul acela, pentru timpul acela, secolul 6-7, VI, înaintea erei noastre, a fost ceva magnific. Erau zidurile care puteau să-ți dea siguranță. Și împăratul Nebucanețar, împăratul Belșațar, se simțea în siguranță între aceste ziduri. Imperiul asirian era la culme. Însă, încet, încet, acest imperiu a devenit tot mai mic pentru că s-a ridicat un alt imperiu. Mezii și Persii au început să atace. Și, din împărăție, a rămas doar Babilonul, a rămas doar. Orașul acesta, Babilon, care mai exista în momentul în care citesc eu textul aici, în acea seară din anul 539 înainte de Hristos. Și acum, haideți să citim textul și vă rog să deschideți cu mine la Daniel, capitolul 5. Vom citi de la versetele 1 la 9 și apoi de la 25 la 31. Daniel 5, de la 1 la 9. Și apoi 25 la 31, pagina Bibliei 863. Împăratul Belșațar a făcut un mare ospăț celor o mie de mai mari ai lui și a băut vin înaintea lor. Și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur și de argint pe care le luase tatăl său, Nebucadnețar, din templu de la Ierusalim, ca să bea cu ele împăratul și mai mari lui nevestele și concubinele lui. Au adus în dată vasele de aur care fusese răluată din templu, din casa lui Dumnezeu, din Ierusalim, și au băut din ele împăratul și mai marii lui, nevestele și concubinele lui. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă și de fier, de lemn și de piatră. În clipa aceea s-au arătat degetele unui mâini de om și au scris în fața sfeșnicului pe încuia la zidului palatului împărătesc. Împăratul a văzut această bucată de mână care a scris. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile atât l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. Împăratul a strigat în gura mare să i se aducă cititorii în stele, haldei și ghicitorii. Apoi împăratul a luat cuvântul și a zis înțelepților Babilonului, oricine va putea citi scrisoarea aceasta și meva va tâlcui. va fi îmbrăcat în, cu purpură, va purta un lănțișor de aur la gât, și va avea locul al treilea în cărmuirea împărăției. Toți înțelepții împăratului au, au intrat, dar n-au putut nici să citească scrisoarea, nici să tâlcuiască împăratului. Din pricina aceasta, împăratul Beșațar s-a înspăimântat foarte tare. Fața i s-a îngălbenit și mai marii lui au rămas încremeniți. Versetul 25, în care le vedem pe Daniel. Iată, însă, scrierea care a fost scrisă, numărat, numărat, cântărit, și împărțit. Și iată interpretarea acestor cuvinte. Numărat înseamnă că Dumnezeu ți-a numărat zilele domniei și i-a pus capăt. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Îndată Berșa a dat poruncă și au îmbrăcat pe Daniel cu purpură, i-au pus un șor de aur la gât și i-au dat de știre că va avea locul al treilea în cârmuirea împărăției. Dar chiar în noaptea aceea, Belșațar, împăratul haldeilor, a fost omorât și a pus mâna pe împărăție Dariu, medul care era în vârstă de 62 de ani. Amin. Asta este evenimentul. Aceasta a fost ultima seară pe pământ al lui Belșațar. Belșațar, un împărat care a moștenit de la bunicul lui, nebucanețar, măcar că aici spune că tatăl tău, a moștenit împărăția, am moștenit Babilonul. Am moștenit de la el multe, dar n-am moștenit ceea ce a trebuit să moștenească. Berșațar era în interiorul zidurilor și zidurile erau încercuite de armata lui Dariu, de un alt împărat. He was surrounded, but he didn't care. Și ca să sfideze pe ceilalți, au hitruopari. Au organizat o petrecere și a chemat pe o mie dintre mai marii lui, din sfetnicii lui și a avut acolo o petrecere extraordinară. Aș vrea să notăm că Daniel nu era pe lista invitaților. Daniel wouldn't go to that party. I think the king didn't even care about Daniel. Daniel was 70 years old at that time. He was too old to go to a party. Așa e. Cred că nici când era tânăr nu s-a dus la parei. Dar vedeți? Asta a fost Berșațar. Și cum facem noi aplicația orecum pentru seara aceasta? Fiecare din noi avem Babilonul nostru. Fiecare din noi avem zidurile noastre. Zidurile în care ne simțim siguri pe noi. Zidurile în care putem face ce vrem noi. Special here in America, fiecare tânar are camera lui, no? și este o hurtie pusă pe camera. Enter at your own risk. Yes? No. Not in the Romanian community. Amen. Standing in camera tie, you are in your own room, and nobody knows what you're doing there nobody knows what sites are you looking at. nobody knows what you're doing there. nobody knows what you're watching there. nobody knows. because you are within your own walls. that's your babylon. or maybe you're going to a party. your parents are not there. it's just you and your friends. your special friends. And you invited for that very purpose, just to have fun. And I'm not against fun, but when fun turns wild, that's a problem. Okay? So, the title of my message tonight is, If Walls Could Talk. Dacă zidurile ar putea vorbi. Dacă ruinele Babilonului ar putea vorbi, Pentru că sunt ruinele Babilonului, sunt și astăzi. Le-au descoperit. În secolul XIX au descoperit ruinele Babilonului, măcar că până în secolul XIX oamenii făceau fan de Biblie. Nici nu exista Babilonul, nu există așa ceva. Asta e numai mitologie. Nu, nu, nu. Dacă zidurile Babilonului ar putea vorbi, dacă zidurile camerei tale ar putea vorbi, dacă zidurile casei tale ar putea vorbi, Domnul Iisus Hristos spune, dacă ei vor tăcea pietrele, vor striga. Ce ar spune ce ne-ar învăța these walls? Ce ne-ar învăța zidurile acestea, pereții tăi? Ei, dacă zidurile ar putea vorbi, ne-ar spune următorul lucru bazat pe textul acesta. Pentru o vreme, păcatul aduce plăcere. When in season, sin is fun. Man! Maybe you're thinking, I couldn't Even imagine that my pastor would acknowledge that. Yes, I acknowledge that. When in season sin is fun. Pentru o vreme păcatul este fun, aduce plăcere. That's the power of sin. Ia uitați ce spune aici. Împăratul Beșațar a făcut un mare ospăț celor mai o mie mai mare ai lui și a băut vin înaintea lor și în cheful vinului a poruncit să aducă vasele de aur. În cheful vinului. Și la mi ce pause here a little bit. Pentru că aud de multe ori, domnule, voi române sunteți atât de înguși, domnule, un pahar de vin nu te duce în iad. Nu te duce. Nu te duce un pahar de vin în iad, dar te ajută. Amen? Amen. Te ajută. Când s-a întâmplat the judgment în cheful vinului, au adus îndată paharele de aur care fusese aduse din templul de la Ierusalim. Și-au început să bea și-au început să se bucure acolo. Spunea cineva, un... cita pe alți istorieni, uh, uh, istorici, Zice, au venit acolo cu nevestele, cu țitoarele lor, and they shared food, they shared drinks, alcohol, and they shared their, they shared their women. It was a wild party there. And it was fun. When in season, sin is fun. Într-adevăr, dacă nu ne gândim la consecințele păcatului, Sin is fun. Păcatul este plăcut. De ce credeți că atâția oameni cad în capcana drogurilor, a bețiilor, a imoralității? Pentru că sin is fun. It tickles our flesh. That's the power of sin. Aș vrea să puneți pe screen Iacov 1, 14 și 15, dar prima dată 14. James 1, 14. Însă fiecare, ci fiecare este ispitit. Auzi ce spune Apostolul Iacov? Hey things and people that are tempting are exciting. Fiecare este ispitit. Atunci când este atras și momit de pofta lui. What's not to like about lust and enticement? It's a pleasure. It's fun. It's exciting. It's fun to flirt and be flirted with. It's a little mental fantasy and can be exhilarating. nu așa? How do I know? Credeți că sunt chiar așa de sfânt cum par eu de la von? <laughs> Ce vreau să voi frate Crinșor, că și tu păcătuiești? Da, dar din accident. Aș putea să vin aici să mă dau cel mai mare sfânt. Că suntem buni la asta. Noi, păstorii, să ne dăm cei mai mari sfinți. Dar dacă aș stai și spune că niciodată n-am păcătuit, m-aș acuza pe mine singur. Atunci, spune o traducere modernă românească, versetul 15, pofta concepe și naște păcatul. Sin for a season is quite fun. In fact, to the flesh, it's as good as it gets. And we know that. Toți care am păcătuit, păcatul este fan. Îți aduce plăcere. De asta vrei să păcătuiești, nu? Asta este the hook of Satan. The bite of Satan. Dar problema este că nu se termină cu asta și vedem partea a doua a versetului 15. Iar păcatul, când și-a terminat lucrarea, păcatul odată făptuit, ce aduce? Aduce moartea. Biblia ne spune că păcatul este fan. Dar Biblia ne spune despre consecințe. Întotdeauna trebuie să avem grijă la consecințe, pentru că păcatul aduce numai moarte in the end. Asta este secvența: temptation, lust, enticement, sin, and then death. When in season, sin is fun. And it was fun for Belshazzar for so many years. It was fun. See, aveau acolo băuturi, aveau de toate și la un moment dat n-au mai știut ce să facă de atâta fun. What else can we do? Hey, there is something else. And let's go to point number two. Number two. Există un punct al păcatului de la care nu te mai poți întoarce. Sin has its point of no return. Versetele 5 și 6. Au băut vin și au lăudat pe Dumnezei de aur, de argint, de aramă. Nu? Ce pot să mai fac? Am mult fun! Vreau mai mult, mai mult păcat, pentru că păcatul aduce tot mai mult păcat. Și la un moment dat îi vine o idee împăratului. Hei, hei, auzi, mi-aduc aminte că bunicul meu când a cucerit, a cucerit Ierusalimul, a adus toate vasele de aur din templu. Let's make fun of those Jews. You know what? I want to drink that, that wine from, from those special vessels from the temple. I want to do that. Something else. Vreau să am mai mult fun. Dacă îmi păcătui, vreau să păcătuiesc mai tare și aduceți vinul pentru că vreau să beau din vasele templului. Vedeți? Mulți oameni păcătuiesc ignorându-L pe Dumnezeu. Ignorându-L, nebăgându-L în seama. Dar Belșațar a mers și mai departe, pentru că l-a sfidat pe Dumnezeu. He despised God. Vreau să le arăt tuturora că Jehova nu există. Că Dumnezeu evreilor este nothing. Asta a vrut să demonstreze Belșațar în seara aceea, în noaptea aceea. Aș vrea să fac o aplicație practică, grafică oarecum. Unii o să zic că it's ești too, it's too much. Nu, no, nu, no, nu. No. Imaginați-vă că avem cina Domnului aici în biserică și la un moment dat cineva să ia paharul când noi avem cine să ia paharul și să spună peste biserica întreagă, eu beau paharul ăsta în cinstea satanei. Cum ar fi? A spune la ușier, hei, scoateți-l afară pe omul ăsta, că și o pierdut mințile. E așa ceva a vrut să facă Berșa A vrut să dovedească lumii întregi că nu există Dumnezeu. And you know what? It was too much for God. Too much deci țara a mers prea departe și nu s-a mai putut întoarce înapoi. Noi avem ideea aceasta, oh, nu-i nimic, fratele Crinșor o să predice iarăși despre iertare, iarăși o să cer iertare de la Domnul și iarăși o să fie bine și Domnul o să mă ierte și chiar dacă fac acum păcatul ăsta, nu e nicio problemă că Dumnezeu mă iartă iarăși. You know what? I will always preach a forgiving God. I will always preach that. But I cannot know because I am just a man. When it's your point of no return? I don't know that. Only God knows. Because you see, Persia țara a știut meniul de la Paris, dar n-a știut că Dumnezeu va servi desertul. He didn't know that. Totul era programat pentru Belșațar. Dar n-a știut că God will crush the party. God will do something. He didn't think of that. Nu s-a gândit la lucrul acesta. Și noi ne jucăm cu păcatul. Și păcătuim. Pentru că, after all, suntem în camera noastră. We are within the walls. Nobody can see us. My mom doesn't see us. My dad doesn't see us. Doesn't see us. My pastor doesn't see us. Nobody can see us. Hey, you know what? Cineva te vede. Cineva te vede. Și continuăm și continuăm tot așa. Și în nebunia noastră facem exact ce a făcut Belșațar. Și ce spunem? A spus Belșațar, aduceți vasele din templu. Let me tell you something. V Am mai spus de atâtea ori. Care este templul lui Dumnezeu și templul Duhului Sfânt în Noul Testament? Your body, my body. Our bodies are some vessels în care Dumnezeu vrea să lucreze, prin care pe care Dumnezeu vrea să le folosească pentru gloria lui. Și în momentul în care noi punem vasele lui Dumnezeu, în care templul lui Dumnezeu, venim să ne închinăm Dumnezeului sexului, Dumnezeului beției, a drogurilor, a imoralității, you name it, whatever Danny said, whatever you guys drink nowadays, ok? Whatever you do nowadays. Pentru că toți care noi care știm testimoniul lui Danny, noi am înțeles mult mai mult. Whatever. În momentul acela începi să te închine acestui Dumnezeu. Și atunci, we are in danger. Vedem acum că Dumnezeu a terminat cu bărșa țară. a spus, you know what, enough is enough and too much is foolish. That's it. Și foarte interesant. Chiar împăratul și-a dat seama că nu este de glumă când a văzut ce scrie pe perete. Atunci împăratul a îngălbenit și gândurile l-au tulburat că i s-au desfăcut încheieturile șoldurilor și genunchii s-au izbit unul de altul. A avut două reacții. În primul rând a avut o reacție fizică. S-a îngălbenit. A început să tremure genunchii, nu you know, when you're shaking when you're scared to death. Și apoi a avut o reacție din asta din punct de vedere al emoțiilor lui. A devenit disperat. Și-a dat seama că nu este de glumă. Și-a dat seama că Dumnezeu vrea să-i spună ceva. Aplicație practică. Dacă trăiești în păcat, ar trebui să tremuri. Dacă trăiești în, trăiești în păcat, ar trebui să fii disperat. Dacă trăiești în păcat, trebuie să dai seama că undeva pe un perete există deja scris pentru tine. Și poate nu pe peretele casei tale, ci aici, în cuvântul lui Dumnezeu, știți ce scrie? Roman 6, cu 23 plata păcatului este moartea. Evrei 10 cu 31. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Grozav lucru este să cazi în mâinile Dumnezeului celui viu. Vreau să vă coaște. You know, Bersha this king, dacă a fost era atât de grozav, de ce nu când am văzut înscrierea pe perete să fi zis, ha! Big deal, you know. Some graffiti, peperete, you know. And God does his graffiti on the, on the wall. The channel is fine, extraordinary. Dumnezei you know, me, aus Christiana, peperete, uti uh, chigrosafsun The are dismissed. Sophie's hey, don't worry about that. Let's continue with our drinking. Why? You know why? Because deep down in his heart he knew he knew that what he was doing was wrong. Let me tell you something. Let me tell you something. If you are were born if you are born in a Christian family. If you come Sunday by Sunday to church. And if you live in sin deep down in your heart you know that what you're doing is bad. You know that. Don't tell me you don't know. You know that. You know that. And you're, find, you're finding, you're looking for excuses for what you're doing. But you know that. Și Berșațar a știut lucrul acesta. Și Berșațar și-a dat seama că i s-a umplut carul, i s-a umplut paharul. Berșațar și-a dat seama că Dumnezeu este serios. Și s-a terminat cu el conștiința ta îți spune că ceea ce faci nu este bine. Dacă zidurile ar putea vorbi, pentru o vreme păcatul aduce plăcere. Number 2. Există un punct al păcatului de unde nu te mai poți întoarce și pe așa a ajuns la punctul acela. Number 3. Dacă zidurile ar putea vorbi, tu alegi păcatul, Dumnezeu alege consecințele. You choose the sin, God chooses the consequences. Tu alegi păcatul, I will do this. Dumnezeu este cel care alege He has the right to choose the consequences. Și acum, dacă -a avut, since God had, had uh, Belshazzar's undivided attention, it's so difficult to get the attention of people, you know. Acum -a era ochi și and God takes the king to school. și îi dă niște lecții. Fiți atenți! Prima lecție care o dă Dumnezeu lui Belșațar prin Daniel. First of all, o lecție de istorie, a history lesson. Versetele 18 la 21. It's kind of long, I know it's long, dar uitați ce spune acolo și vă rog să puneți și în engleză. Împărate, Dumnezeu cel preanal dăduse tatălui tău nebucanețar împărăție, mărime, slavă și strălucire. You know, it always goes back to his grandpa. Let's go. Și din pricina mărimii pe care i-o dăduse toate popoarele, neamurile, oamenii de toate limbile, se temeau și tremurau înaintea lor, căci împăratul omora pe cine voia și lăsa cu viață pe cine voia, înălța pe cine voia și covorea pe cine voia. Dar când i s-a îngânfat inima, when his heart was lifted up, și i s-a împietrit duhul până la mândrie, a fost aruncat de pe scaunul lui împărătești și a fost despuiat de slava lui. Împărate, your grandpa had the same problem that you're having. Și ce s-a întâmplat cu el? A fost izgonit din mijlocul copiilor, oamenilor, inima i s-a făcut ca fiarelor și au locuit la un loc cu măgarii sălbatici. Împărate, tu știi lucrul ăsta. You know what happens to people who sin. How come you didn't learn your lesson? A history lesson. And Bershatsar got what grade on this lesson? F. You failed. I picked up the history lesson, Bershatsar. No time in teaching history. When your grandma, your grandpa, when your parents say, Hey, I'm a student. And you just close your ears, yeah? Because we don't want to hear that. That's a history lesson. He got an F. Let's go. Let's move on. Another lesson. It's a theology lesson. O lecție de teologie. Versetele 22 cu 23. Dar tu, Belșațar, fiul lui nu ți-ai smerit inima, măcar că ai știut toate aceste lucruri. Next one. Ci te-ai înălțat împotriva Domnului Cerurilor. Vasele din casa lui au fost aduse înaintea ta și a vin cu ele tu și mai mari tăi. Ai lăudat pe Dumnezei de argint, de aur, de aramă, de fier, de lemn și de piatră care nici nu văd, nici nu aud, nici nu pricep nimic și n-ai slăvit pe Dumnezeul în mâna căruia este suflarea ta și toate căile tale. Versetar, There is only one God! There is only one God! That's a theology lesson! Ceilalți Dumnezei sunt doar idoli, nu văd, n-aud, nu pricep nimic! And you fail to praise the only God! who gave you life. A theology lesson. And Belshazzar God, what? What grade? An F, again. Ai căzut și la lecția asta. Lecția de teologie. Number three, o altă lecție. O lecție de ortografie sau de citire. A spelling lesson. I want to ask you something. Why, why do they ask us to print our names? Why? De ce ne spune să print our names? Sam, îi spune. Because they can't read your handwriting. Ok? N-am vorbit cu Sam, m-am mirat că... De asta ni se cere pe acte să scriem cu litere de tipar ceea ce scriem, pentru că nu ne pot, nu poți descifra ce scrie. În România există o, o, glumă, domnule, doctorii, când scriau ei prescripția, nu știa să citească, nu mai ei știau să citească unul în altul. Hey, here is God writing something on the wall. Nimeni n-a știut să descifreze. Să uită împăratul și ăsta a fost educat. Nici el n-a știut. Can you spell that? No. He <laughs> couldn't spell that. <laughs> și noi ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne citim și ce? Dar nu înțeleg nimic ce scrie în Biblia asta. De ce? You know what? I want to ask you something else. Mă uit câteodată și spun, dar nu știu ce scrie aici. Și mă duc la... Dacă a scris o să spunem, hai să spunem că a scris -o fratele Sandu și zic că nu știu ce scrie, ce a scris fratele Sandu aici, măcar că știu, că scrie foarte frumos fratele Sandu. Dar dacă m-aș duce și la sora Lidia, care e soția lui și spune, sora Lidia, ce scrie aici fratele Sandu? Crezi că ar ști sora Lidia să citească? Ce ziceți? De ce? Ei soția lui. Îl cunoaște bine, îi cunoaște scrisul. What's the application for us? Când Dumnezeu scrie ceva, știți care sunt cei care înțeleg? Cei care sunt aproape de Dumnezeu. Cei care cunoaștem scrisul. Those of us who know how to spell the word of God how to read the Word of God. Those of us who love God. Dar așa țar -a știut. Și a primit un F și la spelling. Yes. Și mai lipsește ceva. Ce, ce materie mai este foarte importantă pe care noi nu o avem noi la școală? Una tare importantă. Că, și când ne numărăm banii. Matematica, așa -i? și îi dă și o lecție de matematică la, la Belșațar. Belșațar, mene, mene, techelu, parsin, uite ce înseamnă. Cântărit înseamnă că ai fost cântărit în cumpănă și ai fost găsit ușor. Împărțit înseamnă că împărăția ta va fi împărțită și dată mezilor și perșilor. Numărat, numărat, oh, n-am citit de la 26, numărat, numărat, Cântărit și împărțit. O lecție de matematică. Știi ce a spus Dumnezeu, Daniel lui Belșațar? Belșațar, God has your number and your number is up. That's it. Astea zilele tale, până aici, capăt. S-a terminat cu zilele tale. Belșațar, you don't weigh up on God's scale. Nu ești destul de greu pe cântarul lui Dumnezeu. Belșațar, împărăția ta, tot ce ai crezut că e al tău, it's gone. It's gone. Dacă până acum ai fost on top of the world, dacă până acum ai crezut că ești cineva, dacă până acum ai crezut că Babilonul să e al tău, țară, nu mai ai nimic. More than that, you're gonna die. Tonight you're going to die. And guess what? -a la lecția de matematică gets an F again. He's done. A picat și la examenul ăsta. Și cuvântul lui Dumnezeu ne spune în Evrei 9 cu 27 oamenilor le este rânduit să moară o singură dată. Iar după aceea vine judecata. Dumnezeu cunoaște numărul zilelor tale. A veni un zi în care vom sta în fața lui Dumnezeu Și va trebui să dăm socoteală de fiecare lucru care l-am făcut Vom sta pe cântarul lui Dumnezeu Nu contează dacă eși, suntem tineri sau suntem în vârstă Sau suntem middle age It doesn't matter Nu contează Și ce o să faci atunci? Ce o să faci atunci? Există o singură soluție O singură soluție 2 Corinteni 5 cu 21 Tineri au un cânte, care cântă pe Cel care n-a cunoscut niciun păcat, El a făcut păcat pentru noi, ca noi să fim neprihănirea lui Dumnezeu în El. Asta este soluția lui Dumnezeu. Pentru că puși pe cântarul lui Dumnezeu, indiferent care cine am fi, suntem ușori. Și Dumnezeu ne spune, este o șansă pentru tine. Consecința păcatului tău este moartea. Dar alege viața, ne spune Dumnezeu. Căci Harul lui Dumnezeu, Tit 2, 1, 11 la 13, care aduce mântuire pentru toți oamenii, a fost arătat. Și ne învață să o rupem cu păgănătatea și cu poftele lumești. Și să trăim în viacul de acum cu cumpătare, evlavie și cu o dreptate și evlavie. De ce? Așteptând fericita noastră nădejde și arătarea slavei lui Hristos. Tu alegi păcatul Dumnezeu alege consecințele. Let me tell you a historical fact. What happened in that very night. În noaptea aceea, când Belșațar se simțea în siguranță, pentru că zidurile erau impenetrabile, you could not make a bridge, a bridge through that wall. There was something that Belshazzar didn't know. He didn't know. The city was on the Euphrates River. Pe râul Euphrat. Râul Euphrat trecea prin mijlocul, prin mijlocul cetății. Și aducea apă. Water supply. What Darius did, like a few miles upward, on the river. He diverted the river through a different channel. And the water lowered, lowered, lowered beneath the walls of Babylon. And on that very night, the troops of the other emperor entered the city, conquered the city, and killed. Belshazzar. belshazzar was gone he was gone because he trusted in walls he trusted in his own kingdom he didn't trust god if walls could talk you choose the sin god chooses the consequences I don't want to finish in a sad note, and I have the fourth point, and I will not insist on this. If walls could talk, they would tell us that it is possible to live a holy life, even in Babylon.. How is that possible? I didn't read the text. Dar când A chemat pe toți phd pe toți doctorii lui din împărăție și a spus, read it for me. They couldn't read it. And then here comes the mother queen. Femeia întotdeauna are o idee. Și a venit împăratea asta și a spus, împărate, în împărăția ta există un om. Este un om. Este cineva care poate să citească această înscripție este Daniel. Omul ăsta disprețuit de toți, omul ăsta care a fost adus din Ierusalim și people made fun of him, chemați-l el să citească. Let me tell you something. Usually we assume that youth, all of them are sinners, they are bad. No, they are struggling. And I know you guys are struggling. There's so much sin in the Babylon that we are living in. But I know that some of you guys are living a holy life. I want to tell you something. It is possible to live a holy life even in Babylon. How is that possible? When God is with you, who can be against you? Who can be against you? If you love God, you can live a holy life, even in Babylon. Yeah, they mock you. Yeah, they make fun of you. Yeah, they, they look at you. They look down to you. But let me tell you something. When they are in trouble, when they don't know what the writing on the wall means, guess whom they are going to call? They're going to call you the weird guy. Yes. They're going to ask you, hey, how come that you are different? They're going to tell you, hey, tell me, what does the Bible say about my problem? And right there is your chance to tell them what's in your Bible, what's in your heart. It is possible to live a holy life, even in Babylon. And Daniel, at that time, he was 70 years old. And he indeed, he lived a holy life in Babylon. He didn't compromise. El s-a rugat, n-a participat la Paris, you know, care era împotriva cuvântului lui Dumnezeu. And I want to finish. Mi-e tare frică că poate între noi sunt unii care zic oh, eu n-am nicio problemă, eu m-am botezat și problema mea e rezolvat că eu m-am botezat, am ok, I come to church. That's not enough. That's not enough. How can I tell you? How... Cum poți să spui așa ceva că nu e enough? Nu e enough. It's not enough. Dacă viața ta, exact cum spunea fratele Dani, dacă viața ta nu demonstrează că tu ai relație cu Domnul Isus Hristos, is not enough. Proverbe 14 cu 12. Ce spune Cuvântul lui Dumnezeu acolo? Multe căi. Multe căi că par, par bune. Pot părea bune omului, dar la urmă se văd că duc la moarte. Multe căi. Și în seara aceasta aș vrea să te întreb dacă te-ai întâlnit cu Domnul Isus Hristos, în mod real. Dacă te-ai întâlnit cu Domnul Isus Hristos. Dacă ți-ai dat viața în mâna Lui. Pentru că dacă nu, dacă ai trăit o viață ca și țară, vei fi pus, vei, ești pus pe cântarul Lui Dumnezeu și, guess what? Ești ușor. Ah. The balance It doesn't, doesn't work. Nu-i bine. Și vine Dumnezeu și spune, în momentul în care l-ai primit pe Domnul Iisus Hristos, deja în ochii lui Dumnezeu, balanța stă drept. Așadar, ea, în seara aceasta, Cuvântul lui Dumnezeu a fost puțin mai aspru, puțin mai tăios. Dar în seara aceasta am vrut să reamintesc tuturor ai, dați mi meară tânăr sau bătrân, cu Dumnezeu nu te poți juca. Nu te poți juca cu Dumnezeu. Este un Dumnezeu milos, într-adevăr, și pentru nebucanețar, când nebucanețar s-a îngânfat și a spus ăsta este Babilonul pe care mi l-am construit, eu extraordinar, ce grozav. Nu-i nimeni ca mine, Dumnezeu a arătat cine e el. A avut milă de el. Dar a venit momentul Belșațar. Și eu cred că, deși nu scriem în Biblie aici, Belșațar a avut și el timpul lui în care Dumnezeu i-a vorbit. Dar n-a luat aminte. Și a ajuns acolo, la the point of no return. Rugăciunea mea în această seară este predă viața în mână Domnului Isus Hristos. predă viața în mână Domnului Isus Hristos. În primăvara aceasta o să avem un botez. Deja am o listă cu șapte candidați de botez și mulțumesc Domnului pentru lucrul acesta. Tineri care s-au săturat să mai trăiască o viață așa, wishy -washy. Tineri care s-au decis să plece la drum împreună cu Dumnezeu. And I'm so happy for that. Și aș vrea să spun, dragul meu tânăr, dacă mai ești încă în situația aceasta, dacă încă pereții tăi mai au ce spune ceva împotriva ta, în seara aceasta este momentul ca să-ți dai viața Domnului Iisus Hristos. Amen? Aș vrea să ne ridicăm cu toți în picioare și să cântăm împreună cu și timul. Așa cum sunt, la tine vin. Așa cum sunt, la tine vin. Și fiecare din noi să ne analizăm în interiorul nostru, să ne gândim în viața noastră. Dacă într-adevăr l-am primit pe Domnul Iisus Hristos în inima noastră, dacă avem siguranța că dacă mâine sau dacă în seara asta Dumnezeu ne-a spune Your number is up, s-a terminat cu viața ta pe pământul acesta. Vreau să te întreb în mod serios, dacă ai certitudinea că te vei duce la Domnul Iisus Hristos sau nu? Dacă ești sigur, în mod sigur, dacă relația ta cu Dumnezeu este una sigură una vie sau nu. Haideți să cântăm și în timp ce cântăm aș vrea să vă gândiți, să ne gândim fiecare din noi la cuvintele acestui cântec, la mesajul pe care l-am auzit și la ceea ce Domnul vrea să ne transmită. vrea să ne plecăm pe capetele și aș vrea să meditați la un lucru pe care vreau să îl spun acum la încheiere. Mulțumim lui Dumnezeu că seara aceasta nu este o seară a judecății, este o seară a milei. Este seara în care Dumnezeu vine între pereții acestui sanctuar, nu cu judecata, nu ca să scrie ceva pe perete, și vrea să scrie ceva în inimile noastre, în inimile fiecăruia din noi. Și întrebarea lui este clară. Un singur lucru cere Dumnezeu de la tine. Fiule, dăm inima ta și ochii tăi să găsească plăcere în căile mele. Atât vrea Dumnezeu de la tine. It doesn't matter ce ai făcut până acum, it doesn't matter cât de adânc ești în păcat, e da meră. Pentru că există putere în sângele Domnului Isus Hristos care poate să ierte, să spele orice păcat. Poate pe de altă parte sunt în seara aceasta unii aici care spun și se bazează pe o religie, se bazează pe un botez sau se bazează pe faptul că nu mai merg la biserică sau din când în când se gândesc la Dumnezeu. Întrebarea lui Dumnezeu este aceeași. Ți-ai dat inima pentru mine? Ai făcut o mărturisire publică cu privire la viața mea, la viața ta, cu privire la faptul că eu sunt Domnul tău? Aceasta este întrebarea lui Dumnezeu. Întrebarea ți-o pune Dumnezeu, nu ți-o pun eu. Răspunsul trebuie să-l dai tu și nu trebuie să-mi-l dai mie, trebuie să-l dai lui Dumnezeu. Este un răspuns pe care milioane și milioane de oameni l-au dat de-a lungul timpurilor și au găsit fericirea aceea care o găsești numai în cuvântul lui Dumnezeu. Au găsit siguranța vieții veșnice. Au lăsat siguranța temporară și omenească dintre zidurile unui Babilon și au intrat în siguranța pe care numai Dumnezeu poate să o dea. Și în seara aceasta te întreb în numele Domnului Isus Hristos, nu trebuie nici să ridici mâna, nu trebuie să faci nimic, să-ți răspunzi ție. Dacă vrei să pui capăt vieții tale duble, vieții de păcat, și vrei să-ți o predai, să-ți predai viața în mâna Domnului Isus Hristos, spune Lui, nu-mi spune mie. Fă o decizie pentru El, nu fă o decizie pentru, alt, pentru mine. Dar Câte vreme se spune astăzi, spune cuvântul lui Dumnezeu, nu ți pietre inima, ci primește pe Dumnezeu în inima ta, în casa ta și viața ta va fi diferită. Viața ta se va schimba. Trebuie însă să ai tăria, să accepti cuvântul lui Dumnezeu și să-L acces pe Domnul Isus Hristos în inima ta, să ai putere să-L mărturisești în mod public, să spui, da, Domnul Isus Hristos este în inima mea, este Domnul meu. Aceasta este rugămintea mea. Acesta este îndemnul pe care Duhul Sfânt îl dă. Și mă rog ca Domnul să-ți dea putere să spui da și apoi să urmezi conform acestei mărturii pe care ai făcut-o. Acum, așa cum suntem, ne ținem capetele plecate și îl rog pe fratele Sandu să vină aici și să facă o rugăciune de încheiere în care să ceară îndurarea Domnului peste toți cei care am auzit Cuvântul lui Dumnezeu și apoi să ne încredințeze în brațul Lui Dumnezeu. Doamne, ce am putea să spunem mai mult decât să-ți mulțumim în seara aceasta, să-ți mulțumim pentru cuvântul Scripturii, pentru că toată Scriptura e însuflată de Tine ne-ai dăruit-o nu ca și niște fărămituri, și ca pâine întreagă. Și întâi să ne înveți din ea și apoi să ne mustri. Nu ne mustri înainte de a ne învăța. Și îți mulțumim că în dragostea ta n-ai scris pe seretele casei noastre, a inimii noastre, numărat, cântărit și împărțit și ai scris și în seara aceasta, încă o dată, iertare. Amin. Îți mulțumim pentru Amin. aceasta. Mulțumim, Doamne, că suntem în casa Ta și ne-ai ales să fim niște pietre vii. Și doresc un lucru, Doamne, ca în templul Tău, acolo unde pe fiecare ne vei așeza ca piatră vie, zidul acela să vorbească și Amin, astăzi. Doamne. Și să vorbească și în ziua aceea a mari Arătări, când cetatea se va coborî din cer cu cei sfinți. Doamne, să fim toți acolo. Amin. Și îți mulțumim că în îndurarea Ta și astăzi ai șters păcate. Amin, amin. Și în seara aceasta ai scris iertare, amin. ai scris îndurare și, Doamne, prin Duhul Tău cel Sfânt ne dai și puterea de a lucra împreună cu Slavă Tine, ție, de a fi, Doamne, în același ton cu cuvântul Tău Slavă care ție, ne cheamă la pocăință, la viață sfântă Slavă și să nu ne jucăm cu Tine, Doamne, pentru că ești și foc mistuitor și știm lucrul acesta. Da, Dar îți mulțumim că peste toate neajunsurile noastre, peste toate păcatele, scăzămintele noastre, tu, în îndurarea Ta, Doamne, cea mare, ne primești cu dragostea ha, de Tată, ne strângi la pieptul Tău și nu Slamă ne lași ție, cu Dumnezeu. niciun chip. Că ne-ai săpat în palmele tale Glorie și jertfa este continuă în ochii tăi până când va suna trâmbita. Până atunci ajută-ne și nouă, Doamne, să nu luăm în glumă, să nu luăm ușor cuvântul Tău, ci în pocăință, în fiecare zi, cu crucea în spate, mergând pe urmele Tale, să ajungem la Tine, la împărăția pe Lui Lui Lui. care ai pregătit-o. Și bine ne la aceasta, Doamne, Bine ne în săptămâna care intrăm, da, doamne, doamne, în post, în rugăciune, în praf și cenușă, Doamne, în smerenie să stăm în aici, ta, ție, căci pe cei smeriți Tu înalți, doamne, da, doamne, și doamne, nu vrem doamne. altceva, nu vrem înălțare din partea lumii, Vrem și vrem mântuirea Ta și dragostea Ta care ne vorbește în fiecare clipă și în fiecare dimineață și bunătatea Ta care ne îndeamnă Slavă la pocăință țin, și îți mulțumim pentru aceasta. Binecuvântă întreaga biserică, Doamne! Da, Noamne, Binecuvântă pe cei ce s-au înscris că vor să încheie legământ cu Tine! Binecuvântă pe cei ce stau în cumpără, Doamne! Cuvântul Tău ne-a vorbit și în seara aceasta! Nu știm ziua, nu știm clipa plecării. Dorim să fim cu Tine, Doamne, și acum și aici ajută-ne ca în legământul nostru zilnic, Doamne, să Te iubim, să Te slujim, să Te mărturisim, Doamne, dacă nu vom putea cu vorba, cu fapta noastră, fiind o epistolă vie, scrisă, Doamne, și citită de lumea întreagă. Ajută-ne să fim lumină la aceasta și să luminăm în cu ei și îți mulțumim. Binecuvântă-ne la plecare, Doamne. Amin, Doamne. Peste săptămâna în care intrăm, lasă Duhul Tău, pacea Ta, binecuvântarea Ta, peste familii în care diavolul a reușit, Doamne, să se amine să mânta dez deznădejdii, să discordiei, Doamne. Lasă Duhul Tău, amin, desfânt, amin Doamne. Lasă pacea Ta și mă rog pentru toți cei ce astăzi au venit și-au ridicat mâna dimineață ca o nevoie, Doamne, de atingerea Ta în familiile lor, familii deznădăjduite, familii în care, Doamne, au nevoie de vindecarea Ta peste toți, Doamne. Lasă puterea Ta, mângăierea Ta și să plecăm de aici cu același gând, Doamne, pe care l-ai avut Tu, de a ajunge în împărăția Ta. Și pentru aceasta te rugăm să vină împărăția ta, Doamne, ție, Doamne. împărăție care e neprehănire, pace, bucurie în Duhul Sfânt, dăruiește-ne-o tuturor, Doamne, și îți mulțumim, și îți mulțumim că Tu o faci cu dragostea unui Tată, unui Tată bun, și îți mulțumim aceasta în numele Domnului Isus Hristos și prin Duhul Tău cel Sfânt.